Cozonacii tradiționali românești sunt apreciați nu doar pe piața internă, ci și peste granițele țării. Patiserii români livrează de Paște în toate colțurile lumii, milioane de bucăți de cozonaci și pască. Pentru a face față tuturor cerințelor, patiserii au inventat și rețete noi. Peste 70 de rețete tradiționale de cozonac sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii. Printre preferatele românilor se numără cozonacii din Maramureș și Bucovina, zone renumite pentru rețetele vechi, respectate cu sfințenie și în ziua de astăzi. "80% dintre românii vor cozonaci românești pentru că preferă gustul și aroma produselor tradiționale. Și nu doar românii apreciază cozonacul tradițional, ci și străinii. Mai bine de 750.000 de cozonaci ajung în această perioadă în afara țării. Un alt produs tradițional consumat mai ales în această perioadă este pasca, însă patiserii au adaptat-o gusturilor tot mai sofisticate ale românilor. Ei au ieșit pe piață nu doar cu tradiționala pască cu brânză și stafide, ci și cu pasca umplută cu cremă de ciocolată sau de portocale.